prefectul județului Gorj, Cristinel Rujan, a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor Gorj, urmare a confirmării a 3 noi focare de pestă porcină africană pe raza comunelor Mușetești și Slivilești. În cadrul ședinței s-a aprobat planul de măsuri și restricții care se impun în astfel de situații. În județul Gorj, deși sunt peste 20 de focare confirmate, nu este considerat o criză. Toate măsurile au fost luate, atât de către prefectură, prin instrumentul colegial de adoptare a măsurilor, dar și de către Direcția Sanitar-Veterinară, și totul este în acest moment sub control. Nu există motive de panică pentru cetățenii județului Gorj deocamdată. Din păcate, în unele cazuri s-a mers pe sacrificare preventivă pentru împiedicarea răspândirii virusului. A fost o măsură de sacrificare preventivă a suinelor în zona Târgu Jiu, dar și în alte localități, dar cu extindere limitată. Au fost uciși în total, din câte știu eu, 181 de suine, de porci, și nu sunt acum cazuri de ucideri preventive deocamdată. În prezent, în Gorj au fost localizate focare în peste 10 localități.